Bună, sunt Oana Iucel. Bine ai venit sau revenit la emisiunea De Vorbă cu Oana. Astăzi vorbim despre sănătatea holistică, ce este ea și cum ne poate ajuta. Revenim imediat. Alături de mine este Alina Florea, educator holistic. Bine ai venit, Alina! Bine te-am găsit! Mă bucur să fiu alături de tine! Și eu mă bucur că ești astăzi alături de noi în studio. Să vorbim despre un subiect de care eu sunt curioasă, să zic așa, sănătatea holistică. În primul rând, ce este sănătatea holistică, Alina? Păi o să-ți dau așa două definiții, să zicem. Definiția de la dicționar, okay. Și definiția mea, cea cu care rezonez eu. Conform dicționarului, holismul este un concept creat în anul 1926, okay. Și presupune tendința naturii de a utiliza evoluția creatoare pentru a forma un întreg mai mare decât suma părților sale. Sună un pic pompos așa și nu prea, okay. Nu prea te duce nicăieri. Traducerea pentru mine... ca sănătate holistică ne referim la întregul corp. Uh-huh. Și aici vorbim de parte fizică, vorbim de parte emoțională și de parte mentală. Și o luăm așa ca un întreg pentru că, de ce vorbesc despre educație? Pentru că atunci când medicina a împărțit cumva toate aceste ramuri diferite, și consider că e cumva de datoria noastră să ne informăm și să le unim, să vedem de ce ne poate influența partea mentală în partea fizică. Cumva ele sunt, se influențează reciproc, uh-huh. Și atunci, prin acest concept, reușim să vedem totul, să vedem corpul ca un întreg. Ce am reținut eu din definiția clasică, nu știam că e de peste 100 de ani conceptul acesta de medicină holistică, de holistic, și din definiția interpretată de tine pentru tine, că vorbim aici despre un întreg, să ne privim corpul nu doar fizic, ci și mental și emoțional, și că există o legătură între toate aceste arii. Și mie mi-a trebuit ceva să înțeleg că corpul și mintea nu trebuie să le separ, că sunt un tot unitar. Exact. Bun. Cum ai ajuns să rezonezi tu cu educația holistică, că am reținut educație la da. Termenul acesta pe care l-ai folosit? A fost așa un parcurs mai lung, dar mă bucur că a fost un parcurs mai lung pentru că am reușit să integrez mai bine toate informațiile adunate de-a lungul anilor. Uh-huh. A început totul cu primirea unui diagnostic. La vârsta de 19 ani, aproape 19 ani, o boală autoimună a tiroidei, și, la fel ca orice om, m-am adresat medicilor, am urmat tratamente, au trecut așa aproape 10 ani, timp în care tiroida mea era tot timpul în dezechilibru. Și pentru că ajunsesem la un punct maxim în care nu mai puteam continua, am început să studiez pe cont propriu, am căutat soluții. Atunci am descoperit noua medicină germanică și am rezonat cu ea din primul moment. Noua medicină germanică presupune că în spatele unei boli, nu vorbim aici de accidente sau de otrăviri, okay. În spatele unei boli se află un stres, o emoție, o trăire intensă. Și atunci am început să dau firul înapoi și să văd când au apărut simptomele mele, de ce au apărut. Am făcut legătura între plecarea mamei mele din țară la 18 ani, lucru care pe mine m-a afectat foarte mult, bineînțeles, eram totuși în prag de bacalaureat. Și atunci am putut să înțeleg de ce au apărut simptomele mele. A fost cumva punctul de pornire. Și așa am început să studiez cursuri, citit foarte mult, aplicat pe mine, în primul rând, și am putut să văd exact cum funcționează noua medicină germanică și cum evoluția unei
boli, așa cum am numit noi boli, este de fapt un proces întreg de vindecare al corpului. Ok. Ai amintit cursuri, studiu personal, individual. Ce cursuri specializate sunt în zona asta de educație holistică, sănătate holistică? Păi depinde acum pe ce zonă vrei să te duci. Ok. Da, poți merge pe partea de alimentație, poți merge pe parte de pe partea emoțională. Am urmat chiar și un curs de medicină tradițională chineză, acupunctură. Am încercat cumva să îmbin toate ariile, pentru că fiecare are adevărul propriu. Cumva din toate am găsit răspunsuri și am putut să ajung în momentul în care sunt acum. Deci ai luat informații din mai multe zone și apoi le-ai personalizat, să zic exact. Așa, ți-ai explicație. Un curs pe care îl recomanzi așa ca o bază de temelie în zona asta de educație holistică, cu care cineva ar putea să înceapă? Eu am un set de cărți, să zic așa, cu care, pentru că contează foarte mult să ne schimbăm cumva informațiile pe care le avem. În momentul în care vom schimba informațiile, automat se vor schimba și acțiunile noastre. Mă abțin să recomand un curs anume, pentru că este posibil să nu rezoneze toată lumea. Okay. Și atunci sunt câteva cărți pe care le recomand de obicei. Una așa de căpătăi. O carte, Nectar pentru suflet. E Nectar prima carte cu care am început eu, să zic așa, și care cumva mi-a schimbat viziunea asupra lumii. Ok, deci Nectar pentru suflet, așa, da. Doar ca să înțeleagă lumea exact. Puțin mai mult conceptul ăsta de sănătate, de educație holistică. Ok, deci tu ai început să aprofundezi domeniul acesta în urma unei probleme de sănătate personală și ai descoperit cumva corelația asta între fizic, mental, emoțional și cum se susțin poate una pe alta și la bine și la rău. Exact. Ok. Care sunt poate cele mai des întâlnite provocări pe care le-ai văzut tu și în cazul tău, poate și în cazul altora în zona asta de educație, sănătate holistică? Provocările în principal apar în momentul în care opunem rezistență. Când... Rezistență la ce? Rezistență, în primul rând, dacă tot ne referim la partea de educație, că există persoane care pot avea și o altă variantă. Că poate există și o altă variantă de a soluționa o problemă. Orice problemă are minim 3 soluții. Un prieten chiar spune că are minim 9 soluții. Deci, important este să căutăm, să vedem exact care este soluția potrivită pentru noi. O provocare este să renunțăm cumva la programările pe care le avem. Și o să-ți dau un exemplu de programare pe care cu siguranță ai întâlnit-o. Nu mânca înghețată că o să faci roșu în gât. Da, asta e din copilărie, cred că, cu toții o avem. De multe ori nici nu suntem conștienți că avem anumite programări. Copiii mei n-au făcut niciodată roșu în gât. Și asta pentru că nu le-a spus nimeni că dacă mănâncă înghețată ei vor avea vreo durere. Și nu mănâncă doar înghețată. Mănâncă de când se știu fructe congelate fără niciun fel de problemă. Și mai ales pentru că noi în familie știm exact ce determină o durere de gât și asta nu este înghețata, cu siguranță. Dar atâta timp cât tu crezi în ideea că o înghețată îți va produce durere de gât, așa va fi. Și cred că și viceversa, ca efect pozitiv, că vorbim și medicina clasică de efectul placebo, se știe că este valabil în ambele medicamente sensuri. Cu soluții în ele și medicamente contează care au zahăr în credința. Ele, altceva. Exact. Ok, bun. Deci am auzit de la tine ca provocări partea asta de mentalitate, dacă suntem sau nu deschiși la alte perspective, la alte idei, ca să descoperim până la urmă cine se potrivește nouă și credințele acestea limitative de care putem sau nu să fim conștienți de ele, că ceva ne face rău, dacă ești dezbrăcat afară răcești. Da. Și aici, din experiența mea personală, într-adevăr, este un act de voință și de conștientizare și de acceptare, aș mai spune, din punctul meu de vedere. Foarte importantă acceptare. Pentru că a trebuit să-mi ia ceva. Asta e că mi-este mie fric și eu am nevoie de mai multe haine pe mine, dar copilul poate să stea doar în tricou și este la temperatura potrivită. Sau și soțul și alți oameni. Suntem diferiți. Exact. Și trebuie să acceptăm lucrul acesta. Sau este recomandat, mai bine zis, să fim deschiși să acceptăm lucrul acesta. Ar mai fi și alte provocări pe care le-ai mai întâlnit în zona asta de sănătate și educație holistică? Limitările pe care ni le impunem. De multe ori nu reușim să facem anumite lucruri pentru că efectiv avem anumite limitări. Ele poate sunt ale noastre, poate vin de undeva din spate. E important să
facem cumva pace și cu trecutul, nu neapărat al nostru, cât al părinților, toate ne influențează. De asta și studiem tot. Pe noi ne traversează niște emoții. Suntem ființe traversate de emoții. Cum le percepem ține strict de noi. O trăire, un eveniment important poate să afecteze 10 persoane în 10 moduri diferite. Și atunci este importantă poziția noastră și cum acceptăm noi lucrul respectiv. Adică, de exemplu, 10 oameni sunt dați afară de la locul de muncă. Pentru unul poate să însemne, pentru o persoană poate să însemne nu mai am cu ce să-mi hrănesc familia. Pentru o altă persoană poate să însemne slavă Domnului, am scăpat de acest job pe care nu-l suportam. Și atunci va fi totul diferit pentru două persoane, aceeași situație. Și atunci trebuie să luăm totul personalizat. E foarte important, lumea caută soluții magice. Nu există soluții magice. De aceea preferăm să lucrăm așa, unul la unul, să zic, pentru că, așa cum am spus, suntem diferiți și fiecare prelucrează în interior lucrurile în mod diferit. Și atunci când vezi exact despre ce provocare este vorba și știi cum reacționează omul la provocarea respectivă, știi și ce soluții să-i oferi. Personal am întâlnit un răspuns personalizat, să zic așa, și în medicina clasică, mi s-a întâmplat, de la vreo doi medici, în care întreba ce funcționează la tine să ai o stare de spirit bună. Asta, asta și asta. Perfect, asta fă. Exact. Că nu pot să zic că există o sursa problemei ca fiind aceeași pentru toate persoanele și soluția ca fiind aceeași pentru toate persoanele. Exact. Și cred că aici e important fiecare dintre noi să acceptăm că poate nici toți medicii nu au toate soluțiile sau medicina clasică poate nu are nici toate soluțiile. Medicina holistică poate putem să găsim niște răspunsuri acolo, poate putem să le combinăm cu alte lucruri. Cum ai spus și tu, să fim conștienți de ceea ce funcționează în cazul nostru. Exact. Și prezenția, aș mai spune eu. Prezența este foarte importantă. Ok, am auzit de la tine că fiecare problemă are de la 3 la 9 soluții. Ce soluții recomanzi tu din ce ai mai văzut și ai mai experimentat pe partea asta de provocări? Așa, până să ajung la soluții, pe tot parcursul acestor ani, am avut două mari aha-uri, să zic așa. În primul rând, am aflat că nu pot rezolva o problemă din punctul în care ea a fost creată. Automat trebuie să schimb ceva. Nu am cum să rezolv problema dacă eu sunt în aceeași poziție și în aceeași stare. Deci, automat trebuie să-mi schimb stare. Și al doilea aha, care a venit un pic mai târziu și a fost și mai mare, să zic așa, a fost că nimic din exterior nu ne vindec. Nu vom găsi niciodată pastiluța magică care să vindece absolut tot ce se află în noi. Și atunci ne întoarcem către interiorul nostru și începem să lucrăm cu interiorul nostru. Ăsta este și motivul pentru care fac ceea ce fac în momentul acesta și încerc să împuternicesc orice persoană din jurul meu în așa fel încât, prin cunoaștere, să dispară frica. Atunci când nu mai avem frica, acțiunile noastre vor fi diferite, prin urmare și rezultatele vor fi diferite. Adică avem exemple concrete în sensul acesta. Eu m-am îndreptat cumva către natură, am căutat soluții cât mai naturale cu corpul meu, am preferat să nu mai agresez corpul fizic. Am schimbat cumva pe parcurs și alimentația, am observat că și asta mă ajută, cumva ajută corpul în vindecare. M-am îndreptat către uleiurile esențiale, pure, pentru că am înțeles ce fac ele în plantă și care este asemănarea dintre noi și plante. Suntem atât de asemănători, e incredibil. Cele mai importante 5 elemente ale noastre, oamenilor și ale plantelor, sunt aceleași. Carbon, hidrogen, oxigen, sulf și nitrogen. Dacă vrei așa o prescurtare, chosen. Deci suntem practic cumva aleși într-o proporție foarte mare. Și atunci dacă aceste uleiuri ele se numesc esențiale nu de la esențe, ci pentru că ele sunt esențiale pentru plantă. Ele sunt sângele vital al unei plante. Și dacă în plante ele transportă hrana, elimină deșeuri, ajută la vindecare și la starea de homeostazie, același lucru îl fac și în corpul nostru. Și atunci mă ajut cumva de ele în procesul de vindecare. În momentul în care noi eliberăm anumite traume, începem anumite procese de vindecare, de cele mai multe ori apar simptomele. Acestea sunt simptome practic de vindecare. Și pentru că
În perioada aceasta e mai dificil să stai într-o perioadă mai lungă de vindecare. Corpul are nevoie de odihnă, are nevoie de repaus. Uh-huh. E mai greu să îți iei aceste pauze. Atunci susținem corpul cu aceste uleiuri esențiale. Ele ne ajută în procesul de vindecare și atunci totul merge uh-huh. mult mai ușor. Deci ce am auzit de la tine este că ne întoarcem la, în zona asta de educație holistică și medicină holistică, ne întoarcem la legătura dintre om și natură, exact. Pentru că există termeni de vraci, de, bă, mai multe, de exact. Medicamentele lui bunica, care erau exact. combinații de tot felul de plante și de uleiuri. Partea de, ai spus tu, homeostazie? Da. Poți să explici puțin termenul ăsta? Este starea de bine a tuturor sistemelor din corp. Starea de sănătate a tuturor sistemelor din corp. Noi credem că în momentul în care, nu știu, nu ne simțim bine, atunci este tot, credem, așa este, este totul în regulă. E, în momentul în care apare ceva, o durere pe undeva, un disconfort, atunci clar ceva se dezechilibrează. Și atunci încercăm să readucem această stare de homeostazie, în care totul funcționează, pentru că, așa cum am explicat, suntem interconectați. Orice dezechilibru la un anumit organ în corp va produce dezechilibre mai departe pe alte parte. Da, exact. Adică dezechilibru mental va produce și un dezechilibru fizic și exact. Viceversa. Și invers, da. Bun. Eu sunt la nivelul de suprafață, să zic, în zona aceasta. Ce am conștientizat eu este că atunci când am o încordare în corp, sau cum se zice, o febră musculară, adică m-am gândit ce m-a încordat, adică ce am făcut în ziua respectivă sau în ultima perioadă, astfel încât să am tensiunea asta în corp. Partea cu plantele, eu știu de când sunt mică, la mine funcționează aloe vera. Deci perfect. Planta sănătoasă, că am niște alergii și cum mai fac și mă puneam acolo, cel mai bine mă simțeam. Mai sunt și niște medicamente, alea încă nu funcționează la mine. Și ce am auzit eu frecvent de la tine este ideea asta de a fi conștienți și de a testa, să descoperim ceea ce funcționează la noi. Deci într-o perioadă de descoperire, să zic așa, sunt și eu și de testare. Și partea cu alimentele la care ai spus tu, într-adevăr, cred că aici ajută, cel puțin asta a fost în cazul meu, să scot toate alimentele, să încep să le reintroduc treptat și așa am descoperit că sunt alergică la amigdale. Exact, poți să observi pentru că corpul reacționează dacă ești atent, dacă starea de prezență aici e foarte importantă, dacă suntem atenți la semnalele corpului, el ne spune imediat dacă noi rezonăm cu persoanele de lângă noi și cu alimentele pe care le introducem în corp. Observăm imediat dacă ne produce o stare de somnolență, deja începem să funcționăm mai greoi. E clar că undeva digestia se îngreunează și atunci corpul depune tot efortul pentru a efectua digestia. Și atunci nu mai are energie ca noi să funcționăm în parametrii normali. Ok. Timpul trece repede întotdeauna, Alina. Un gând pentru cei care ne ascultă și ne văd legat de educația holistică și medicina holistică? Sau nu neapărat? Eu recomand informarea. Informarea din mai multe surse. Cunoașterea este putere, așa spunem noi. Dar este putere atunci când este aplicată. Degeaba citim o mulțime de cărți, degeaba participăm la o mulțime de cursuri dacă nu și aplicăm ceea ce învățăm. Aplicați tot ceea ce învățați, tot ceea ce aflați și vedeți ce vi se potrivește. În momentul în care nu rezonezi cu o anumită direcție, o schimbi. E ok, nu ți se potrivește. Suntem diferiți, suntem unici, ceea ce este minunat. Exact. De asta și există atâtea variante pe care putem merge. Fiecare rezonează cu ceva diferit. Dar este important să aplicăm. În momentul în care aplicăm, atunci putem să ne dăm seama care este direcția noastră. Dacă cineva ar vrea să afle mai multe despre subiectul acesta, nu știu, ar putea să meargă la un eveniment sau să te găsească undeva, mai ales că... Da, eu am postat tot timpul detalii pe profilul meu de Facebook, Alina Florea, și împreună cu colegele mele susținem seminare săptămânale, seminare gratuite de informare și împuternicire a tuturor celor care doresc să participe. În zona de educație holistică. Exact. Da. Ok. Îți mulțumesc mult, Alina, pentru tot ce ai împărtășit astăzi. Și eu îți mulțumesc. Ce pot să zic? Abia aștept în continuare să fiu cât mai prezentă și să citesc mai multe și despre subiectul acesta, că am reținut, trebuie să fiu autodidactă.
și să-mi iau ce informații sunt potrivite pentru mine și cu care rezonez. Exact. Îți mulțumesc mult încă o dată. Cu mare drag și vă. Vă mulțumesc și vouă celor de acasă. Sper din toată inima că ați rămas cu informații utile pentru voi și pentru cei dragi. Să ne revedem cu bine, sănătoși!